instituțiile medicale. Motivarea tinerilor specialiști din domeniul medical cu un salariu decent va reduce exodul de specialiști. Vom avea o creștere esențială a calității serviciilor prestate de o instituție, iar ca urmare înregistrăm o creștere a calității vieții. Aici, oprindu-mă mai detaliat, dorim să scoatem în evidență că un medic rezident, începător, este nevoit după 6-10 ani de studii universitare să îmbrățișeze și alte activități, cum sunt chelner, agent de pază, operator, casier, taximetrist și alte profesii și alte joburi, pentru a putea să se întrețină. Consecințele sunt regresul medicinii, diminuarea calității medicilor din viitorul nostru apropiat sau și mai dur, putem rămâne fără specialiști, aceștia plecând în străinătate pentru a găsi un loc de muncă bine plătit. Noi, delegații conferinței a treia Clubului Studenților Liberali, solicităm Ministerul Sănătății, precum și Parlamentul Republicii Moldova, majorare de urgență a salariilor tinerilor specialiști în primii 5 ani de activitate până la salariul mediu pe economie, susținerea în continuare asistenței medicale primare, în special în mediul rural, revizuirea și armonizarea cadrului legal la normele europene privind malpraxisul în medicină, modificarea codului audiovizual în vederea stimulării difuzării emisiilor radio și TV, care promovează modul sănătos de viață, profilaxia și lupta cu bolile și maladiile existente în prezent.